Tragedie fără margini într-o familie din comuna Hărău. Un bărbat în vârstă de 59 de ani a decedat după ce s-a electrocutat cu motocoasa pe care o folosea la tăiat iarba chiar în curtea casei sale. Soția victimei a sunat imediat la 112 fiind solicitat și un elicopter SMURD din Caransebeș, care a sosit la fața locului în doar 20 de minute. Cu toate eforturile depuse de personalul medical în cele aproape 80 de minute în care s-au efectuat manevre de resuscitare, bărbatul a murit sub privirile împietrite ale familiei. Un bărbat în vârstă de 59 de ani din comuna Hunedoreană Hărău a murit în această după-amiază în urma unui stop cardiorespirator survenit electrocutării. Bărbatul folosea o coasă electrică, un trimmer, pentru a tăia iarba din curtea casei sale. La un moment dat s-a electrocutat, cel mai probabil de la cablul de alimentare al trimmerului, și a căzut secerat la pământ. Soția a anunțat imediat dispeceratul 112 și, până la sosirea echipajului SMURD din Simeria și a ambulanței Serviciului de Ambulanță Județean, a încercat să-i acorde primul ajutor împreună cu un vecin. Dispeceratul integrat Hunedoara a solicitat în sprijin elicopterul SMURD de la Caransebeș, care a ajuns în 20 de minute cu un echipaj de prim ajutor cu medic. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de personalul medical timp de aproape 80 de minute, bărbatul nu a mai putut fi resuscitat și a fost declarat decedat.